În continuare, la fel, vom vorbi despre tot ce este natural și sănătos pentru sănătatea noastră, bineînțeles, și pentru starea noastră, împreună cu Valerian Malai din satul Negu Reneraiunul Telenești. Dumnealui face agricultură de mai bine de 30 de ani, produce și cultivă pe terenurile sale cele mai bune soiuri de pomușoare, iar pe lângă ele, de câțiva ani, i-a făcut loc și cornului, arbustul de aur al primăverii, care poate aduce venituri mari și pe soluri sărăcăcioase. Domnule Malai, bună dimineața și bine ați venit la noi în ospeție. Suntem în toiul primăverii, în toiul lucrărilor de câmp. Acum toată lumea este fie la salubrizarea livezelor, viilor, iar dumneavoastră în această dimineață veniți cu două culturi aproximativ sau preponderent noi pentru Republica Moldova. Și vorbim despre coacăză și în special despre corn, care eu știu că el crește la noi, dar nu știam că poate fi, poate aduce și un venit considerabil. Despre corn vreau să povestiți mai mult. Deci pot să vă povestesc și despre corn și despre pomușoare. Deci eu dețin o gospodărie țărănească. Îndată după reforma agrară m-am încadrat în agricultură și în primul plan am plantat o plantație de coacăză neagră, de vreo 2 hectare, care pe timp de 20 de ani, deci m-a slujit și a fost în stare foarte bună. Deci în legătură cu condițiile climaterice, că au fost ani secitoși, i-am început să piară și am trecut pe alte terenuri care le-am plantat totul la irigare prin picurare. Deci pomușoarele, desigur, sunt necesare, sunt foarte bogate în vitamine. Noi le avem pe pământul nostru, nu trebuie să le aducem de pe alte țări, cât mai mult putem să le producem ecologic, pur ecologice, și să aibă în fiecare casă pomușoare. Deci cornul, el de vreo 10 ani eu cornul l-am altuit și pe parcursul anilor l-am înmulțit. Acum acesta este un corn încrucișat la institutul nostru de pomicultură sub denumirea de corn Baimaclia. E foarte mășcat, e în formă de prasadă, deci el cere un polinizator, tot un polinizator de-al nostru, că este cornul de bucovăț sau cornul de orhei. O clipă aici, în livadă, da, acolo unde sunt plantați cornii, trebuie să fie și un, asta înțeleg, da, un eu, corn polinizator. De polinizare. Unul la câți? Păi poate fi unul la 10, totuși acolo el se polinizează prin vânt, prin insectele albine. Aici avem cornul despre care vorbiți dumneavoastră, în borcanul ăsta, da, mai mare. Da, cornul ăsta noi l-am pus în oțet ca să fie puțin să discoloreze, ca să se vadă mai bine, altfel el e negru, e roșu, întunicat. Sunt de o mărime chiar neobișnuită, pentru că eu știu coarnele, că așa se numesc fructele acestui arbust, sunt foarte mărunte, sunt cât, nu știu, cât vegetel unghi. În comparație cu cornul de pădure, cornul altuit este de 2-3 ori mai mașcat. Și în recipient ăsta mai mare avem coarne altoite în alt, da? Astea mai mari, ce sunt? Aici e agrișul. Agriș. Avem agriș fără spini, să avem agriș cu spini. Acesta se numește, așa e numit rusește, anglicii, joltă, el numim, e foarte mășcat, dar e cu spini. Avem câteva specii fără spini, vreo 3 specii. Și întreținerea... solicitate mai mult pe piață. Sunt solicitate pe piață. Întreținerea acestor plantații este una destul de anevoioasă și complicată, nu? Sau... Nu e atât de anevoioasă, nu e complicat absolut deloc. Deci trebuie experiență, trebuie consultație la plantare și, în primul plan, toate pomușoarele bacifere necesită irigare. Întâi, pentru a planta o plantație, fie de corn sau de pomușoare, agri, smuri, căpșuni, zmeură, trebuie, în primul rând, trebuie de construit irigarea prin picurare. O linie de irigare care o să deservească să nu se usuce plantele la săște. Și acum să revenim la personajul principal din această dimineață, este acest arbust, este cornul, care eu știu că el vine din Europa de Sud,
Asia, în special dumneavoastră, deja, asta e, putem să vorbim că este al nostru autohton, da? Așa cum ați spus dumneavoastră, da, este cornul altuit, nostru. Cornul nostru. Și dumneavoastră ați spus că el crește și în sol mai sărăcăcios. Ce înseamnă un sol sărăcăcios? Deci sărăcăcios poate fi mai nisipos, mai lutos, totul el o să crească. Deci, vedeți, cornul ăsta, la moment, pare că e mic, dar el are 6 ani. A, deja are o vârstă. Deci nu, socotind, numărând de la sămință, 2 ani sămință stă la stratificare, întrucât la 3-lea an crește 20-30 cm, a 4-lea an îl altuiesc și a 5-lea an poți să-l scot în vânzare. Deci ăsta are 6 ani și dumneavoastră ați spus că el roadă dă după ce îl plantăm deja. După plantare, la 2-lea an poate să intre în rod. După cum vedeți, el are a 2-lea an și are o sumedenie de flori. Da, dar curios este că el înflorește la sfârșitul lui februarie. Deci, cu mult mai interesant că butoanele de floare apar înainte de frunze. În toamnă. În toamnă? Deci în toamnă apar, toată iarna stau butoanele cu floare. Numai când februarie, la sfârșitul februarie, butoanele se deschid să apare floarea. Bine, noi suntem o zonă destul de pretențioasă, mai ales pe timp de iarnă, avem temperaturi și de minus 20 și în unele ierni am ajuns și la minus 30. Cum reacționează el la acest gen? Știți, cornul la ger e rezistent, atât poate să-l afecteze gerului de primăvară. La acest moment, dacă apare un ger de 5-8 grade, poate să afecteze ceva florile, dar iarna iernează și nu le afectează. Este destul de rezistent această plantă. Bine, după ce am plantat, putem să vorbim și despre un venit, putem să vorbim despre, pentru că în principiu asta ar fi ideea unei plantații. Da, păcat că nu avem la moment să vă arăt livada, cum e acum în floare așa de bogată, cornul de 5-6 ani e foarte frumos. Deci la maturizare cornul ăsta poate să deie, așa vorbind simplu, 5-6 căldări de coarne, care poate să aducă un venit până la 2000 de lei în fiecare copăcel. Un copăcel, 2000 de lei un copăcel. Avem piață de desfacere, coarnele se vând, sunt întrebate, le exportăm? Până când la export n-am cercat, încercăm noi cu... Deci eu sunt membru Asociației Producătorilor de Pomușoare Bacifera și membru Asociației Pomușoarele Moldovei. Și încercăm să ieșim la piață de peste hotară, să avem piață de desfacere, până când la noi în țară, cornul e mai rar la noi și el merge bine până când pe piața noastră. Da, cornul este, fructele de corn sunt bogate în vitamina C, sunt bogate în calciu, în potasiu, deci este un fruct, plus că se pot face și compoturi și gemuri. Și... foarte gustos compotul, gemurile. Și cornata se mai face, cornată, știu că este foarte gustoasă și rar întâlnită, știți la ce mă refer eu, în special domnii, știu foarte bine, se face un lichior așa, domnii îl fac pentru doamne, este da. O băutură zeiască. Noi am făcut lichior din corne, lichior am făcut din zmeuri și cu... din zmeuri și cu mur, foarte delicios. Noi să venim la dumneavoastră în ospeție, la Negurene, acolo unde se află plantația și neapărat o să filmăm și o să facem și un reportaj despre cum reușim în Republica Moldova să domesticim plante care nu prea sunt obișnuite pentru această zonă sau pentru acest sol. Vă mulțumesc foarte mult, dragilor! În această dimineață am discutat împreună cu Valerian Malai, agricultorul care practică agricultura de peste 30 de ani. Mersi foarte mult și Doamne ajută într-un nou an agricol! Mulțumesc!